Salutare, prieteni! Astăzi vom continua discuția despre greșelile grave pe care le fac electrozugravii, în special în blocurile noi. Avem aici un check-in list pentru cum ar trebui să fie montată priza în baie. Să vedem cum putem să verificăm dacă totul este cât de cât ok. În primul rând, calitatea unei prize se poate verifica atunci când avem un consumator mare. După, dacă avem un boiler, de exemplu, scoatem ștecherul. În cazul în care atingem bornele și acestea sunt reci, totul este ok. În cazul în care atingem bornele și acestea sunt fierbinți, priza trebuie schimbată de urgență. Este clar că căldura poate duce la deteriorarea izolației în interiorul prizei și eventual un scurs sau nu știu, contact imperfect. Ok. Acum să vedem primul punct. Trebuie să avem un grad de protecție IP67 preferabil. Cea de aici este IP20. Deci aici nu corespunde. Circuit de împământare vom verifica imediat. Protecție diferențială, vom verifica imediat. Distanța minimă 60 cm aproximativ. Montaj la înălțime de 1,20 este ok. Instalare de către electrician ANRE, greu de crezut. Ok. Deci ar mai fi de verificat împământarea și protecția diferențială. Pentru asta sunt niște dispozitive speciale care se introduc în priză, adică pentru gen pentru amator, nu pentru, nu vorbim de sute mii de euro, dar în esență, ca să facem verificarea asta, ar trebui să punem un bec între faza și împământare, în cazul acesta un bec de 55 de miliamperi. Să vedem dacă cumva totuși diferențialul este pe acest circuit. Poate îl găsim în tablou, dar este posibil să nu fie pe circuitul de baie sau să nu fie împământarea sau poate a fost prea scurtă și electrozugravul n-a mai conectat-o împământarea pe priză. Făcând testul acesta, verificăm și dacă avem firul de împământare cuplat în priză și dacă este cuplat în tablou și dacă ajunge până la priza de împământare a blocului. Când vom aprinde viosa, va trebui ca becul să se aprindă scurt și să sară diferențială. Felul în care se aprinde becul ne dă seama cam ce șoc am în casă, în cazul în care ne-am curentat în baie. Ok, o să apăs butonul să vedem ce se întâmplă. După cum vedem, becul a clipit. Diferențiala care este pe general a decuplat tot curentul din apartament. Deci am fi destul de safe din acest punct de vedere. Bineînțeles că am fi încasat un șoc, după cum ați văzut, becul a clipit, dar nu ar fi reușit să ne facă mare rău. Cam atât în acest video. Aceste experimente o să vă rog să nu le faceți dacă nu știți despre ce e vorba. La revedere, ne vedem într-un video următor.